contrar, Constanța devine un loc inedit pentru cei mici de această dată. Ce aveți de gând să faceți cu această zonă de alei și spațiu verde? În ce o veți transforma? Tot planetariul în acest an va avea o atenție sporită din partea noastră. Încep cu proiectul european de 1 milion de euro, care va însemna dotarea planetariului cu un proiector hibrid, adică digital și analogic. Însă vrem să facem și o investiție, un loc de joacă aici în fața planetariului, un loc de joacă tematic, care să țină de cunoștințele de astronomie. Astronomie spun bine, nu astrologie. Nu face niciun fel de calendar zodiacal, pe nicăieri nu o să găsiți aici așa ceva. Noi vom face doar știință transmisă tinerilor. De la preșcolari până la clasa 12 vor avea ce face în acest loc de joacă. Locul de joacă va avea, în primul rând, elementele planetare ale sistemului nostru solar, va fi soarele în mijloc și proporțional cu acesta vor fi celelalte planete. Proporțional ca dimensiune. Și vom explica că nu putem să revenim proporționali și din punct de vedere al spațiului. Fiindcă dacă ar fi soarele de un metru și Terra ar ajunge la un milimetru, între ele ar trebui să pun 150 de metri. Vă dați seama? Sau măcar 100 de metri, 100 și ceva de metri. Vă dați seama că aș ieși din decorul ăsta și atunci nu putem să stăm să venim proporțional cu spațiu, dar venim proporțional cu dimensiunile. Și vom vedea că suntem de 1000 de ori mai mici decât soarele. Nu suntem buricul Pământului noi, ci suntem heliocentrici, adică în jurul soarelui ne învârtim cu toții. Vom vedea Saturnul, Venusul cât e de mare și cât e de ușoară. Vom vedea că Saturnul poate pluti. Pun Saturnul pe un vas cu apă și îl fac să plutească. Da, Saturnul poate ar pluti dacă l-ai pune pe apă. Atât de mică este densitatea acestei planete, de altfel mult mai mare decât a noastră. Și voi prezenta Marte, voi prezenta și Luna, adică sistemul, familia noastră, care acum ne permitem să ne gândim mai departe, după ce am cunoscut lumea microscopică, după ce am cunoscut în detaliu ce se întâmplă cu planeta noastră, de ce să nu ne îndreptăm și spre sistemul solar, măcar să nu ajungem, cine știe, în Andromeda. Transformați preșcolarii în exploratori, le faceți și o rachetă? Da, vreau să le fac o rachetă, vreau să folosim, avem un buget destul de consistent, vrem să folosim și ecrane digitale și sunet, vrem să folosim mijloace prin care să legăm mișcarea, exteriorul, natura, să legăm de mijloacele cu care ei sunt obișnuiți. Mijloacele digitale, media digital sau media prin forme de ecrane electronice. Tot se vor bucura de toate acestea. Când va fi gata acest proiect? Noi ne pregătim deja, am depus de urbanism. Primăria trebuie să ne dea un răspuns în 30 de zile. Timp în care noi pregătim proiectul tehnic, pe care îl vom depune la autorizare și dacă va fi gata undeva la începutul verii, ne putem apuca de treabă. Bineînțeles, licitație, că este o sumă mare, este o sumă importantă, este o sumă de aproape 200.000 de euro. De unde vin acești bani? Sunt bani ce vin de la Consiliul Județean Constanța, sunt bani ce țin de subvenție, subvenția pe care Consiliul Județean Constanța o acordă instituțiilor culturale și acordă culturii constanțene, dezvoltării. Noi avem venituri cu care ne acoperim costurile, ne acoperim o parte din investiții, însă la începutul anului Consiliul ne ajută. Câteodată rambursăm, câteodată nu putem rambursa acest ajutor. Ultimii 2 ani am reușit. Și în același timp, Consiliul face marile proiecte, cele care generează mai departe venituri pentru noi. Și mă refer la noul delfinariu, care s-a demonstrat cât a fost de util, extinderea care se află pe masa de lucru a Direcției de Achiziție a Consiliului Județean Constanța și, bineînțeles, noul acvariu în fază de proiectare, în fază de găsirea unui partener proiectant pentru acvariu.